După ce autoritățile au intervenit brutal în legătură cu propunerea profesorului Străinu Cercel, inclusă în programul Vacanța Mare de Prevenire a Bolnăvirilor cu SARS-CoV-2 COVID-19, apărut pe internet, printr-o scrisoare simplă și decentă, acesta demontează motivarea înrăirii autorităților. În ultimile zile am fost întrebat de ce nu reacționez în contextul în care am fost ținta unor atacuri fără precedent, urmarea interpretării eronate și tendențioase a documentului intitulat Programul Vacanța Mare de Prevenire a Îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 COVID-19. Pentru că situația continuă să fie prezentată distorsionat, fac următoarele precizări. Acesta a fost un document de lucru elaborat la începutul pandemiei ca o propunere de intervenție de sănătate publică adresată tuturor categoriilor la risc și a fost propus spre dezbatere la momentul respectiv, astfel că este atât mai surprinzătoare apariția sa în spațiul public la acest moment, când, dată fiind evoluția epidemiei, propunerile cuprinse în document în mod evident nu mai sunt de actualitate. Majoritatea materialelor apărute în presă pe această temă oferă o interpretare distorsionată și malițioasă a măsurilor propuse în acest draft. De exemplu, mesajul din presă legat de carantinarea forțată a persoanelor vârstnice este profund eronat. Conceptul din materialul original specifica recomandarea ca vârstnicii să fie protejați prin izolarea la domiciliu singuri sau cu persoane de aceeași vârstă, indiferent cum se cheamă conceptul casă, propria locuință, locuința de vară, apartament închiriat, etc., respectiv dacă nu au unde, instituționalizați prin rechiziționare de hoteluri. De aici reiese clar că intenția era de protecția persoanelor vârstnice care au nevoie de această protecție socială, nici de cum ideile tendențioase apărute recent în presă. Acesta fiind doar un exemplu de interpretare distorsionată a ideilor din acest material. Modul în care a fost discutat acest document în spațiul public este un exemplu clar de fake news, Măsurile fiind prezentate ca propuneri pentru perioada de relaxare în condițiile în care din textul materialului se poate vedea cât se poate declar că el se adresa etapei de trecere de la transmiterea locală spre cea comunitară. Consider că prezentarea distorsionată în presa acestor informații a fost făcută cu scopul evident de a induce panică în segmentul de populație cel mai expus, cu posibile consecințe nefaste în ceea ce privește aderența populației la măsurile întreprinse până acum. În contextul actual, propagarea unor informații false cu scopul vădit al dezinformării populației este extrem de periculoasă. Așa cum am menționat în mai multe rânduri, măsurile luate până acum au fost cele mai potrivite pentru țara noastră, iar încercarea de a induce informații false poate pune în pericol rezultatul eforturilor depuse până în acest moment. Având în vedere perioada dificilă prin care trecem pandemia SARS-CoV-2, reiterez importanța ca în aceste momente eforturile noastre, ale tuturor, să fie concentrate asupra îngrijirii pacienților și prevenirii îmbolnăvirilor. Sunt aici pentru dumneavoastră, așa cum am fost și până acum. Vă asigur de întreaga mea considerație, profesor dr. Adrian Străinu Cercel. Mai grav este că, ne ținând cont de nimic, autoritățile l-au demis pe cel mai competent specialist în boli contagioase pe care îl are România.